Salutare tuturor, sunt Andrei Radu, bine ați venit la ePlan. Invitatul meu de astăzi este directorul general al Visa pentru România, Croația, Malta și Slovenia și este direct implicat în dezvoltarea și implementarea strategiilor de business Visa pentru cele 4 țări. Îi spun așadar, bine ai venit lui Cătălin Crețu. Bine ne-am regăsit după mult timp, Andrei. Corect, mă bucur tare mult că ești alături de noi și bucuria e cu atât mai mare cu cât noi personal n-am mai avut ocazia să interacționăm de ceva ani de zile, din păcate. Dar iată o ocazie perfectă acum. Discutăm astăzi despre plăți online, digitalizare, despre soluțiile pe care le au la îndemână consumatorii ca să cumpere cu încredere de pe internet și să aibă parte de conveniența specifică e-commerce și în același timp despre niște proiecte care au devenit programe între timp, nu mai sunt chiar la nivel de proiect, prin care putem să îi ajutăm pe antreprenorii mici și mijlocii, afacerile mici și mijlocii, să facă pasul către acea lume nouă pentru ei numită online, mai ales în contextul actual de când cu pandemia închise multe business-uri offline și așa mai departe. Dar înainte de toate, Cătălin, prima mea întrebare de spart gheața, ca să zic așa, este care e percepția Visa asupra sectorului de e-commerce din România, din perspectiva creșterilor anuale. Cum ne situăm noi aici în țară, comparativ cu alte țări din Europa? Și aici nu mă rezum doar la Europa de Est, blocul ăsta de lângă noi, chiar și țările mature, Germania, UK și așa mai departe. Unde stăm din punct de vedere ritm de creștere an la an? Stăm foarte bine. România, practic, a fost, să zic așa, un campion al creșterilor pe online în Europa continentală. În Europa, am început să vă menționez continentală după Brexit, dar în general în Europa, înregistrând, iată, un ritm de creștere a numărului de tranzacții online de 75%, care ne-a pus definitiv în topul creșterilor europene. Multe din țările, nu mai spun țările mature, unde ritmurile de creștere sunt evident mai mici, dar în comparație cu țări puțin mai avansate decât noi din centrul Europei, ritmul nostru de creștere a fost semnificativ mai mare. Este foarte clar că ceea ce s-a întâmplat în acest an, dincolo de efectele negative, sociale, economice, vorbeai de firme mici, mijlocii, care a trebuit multe să-și închidă porțile, să treacă la măsuri de supraviețuire, însă restricțiile de circulație, distanțarea, măsurile de distanțare socială au schimbat comportamentul multora dintre consumatori și dintre comercianți în ceea ce privește modul în care fac plăți și acceptă plata. În special, online a fost, aș zice, un sector care a beneficiat enorm de ceea ce ni s-a întâmplat. Din perspectiva ritmului de creștere, care ai spus că a fost foarte accelerat, știu din piață, mă refer la jucătorii principali, comercianți online, că anul trecut vânzările în România au crescut cu 30-35%, ceea ce chiar ne situează într-un top. Unde ne situăm noi? Ai spus că suntem într-un clasament undeva sus. Da. Ca top de creștere, top 3, top 5, top... Suntem în top 5, aș zice, foarte sus. Perfect. Însă ceea ce este iarăși foarte important și aș zice e o bornă. În acest an 2020 a fost primul an în care valoarea retragerilor de la bancomat, știi foarte bine că în industria noastră este lupta între plată efectivă și utilizarea cardului doar ca să retragi bani de la bancomat. Ei bine, 2020, primul an în care această valoare a retragerilor de la bancomat a scăzut cu minus 3%. A înregistrat minus 3%, comparativ cu valoarea plăților, care a crescut în continuare cu 18%. Vești bune din punctul ăsta de vedere. Da. Sigur, cred că a fost și campania asta a autorităților, știi, evită cash-ul și așa mai departe. Da. Și tot ce a însemnat pandemie ne-a speriat un pic. Acum, întrebarea este... Am mai multe întrebări pe zona de cash on delivery versus plată online prin card. Știm amândoi că înainte de pandemie procentul, cel puțin în zona de e-commerce, procentul plăților la livrare, rambursul cash on delivery era de majoritar, 75-80%, restul 20, maxim 25% plăți online prin card. Cum s-a schimbat lucrul ăsta? Și cel mai important din punctul meu de vedere, în ce măsură crezi că se va păstra trendul? Îmi imaginez că au crescut plățile prin card, așa cum ai spus și tu, dar se păstrează trendul ăsta sau ne întoarcem la ce am avut înainte de pandemie? Aici realitatea foarte clar o au comercianții. Noi nu avem datele acestea pentru că comercianții nu sunt clienții noștri direcți. Însă, după cum știm, anul trecut au fost câteva comentarii în piață din zona comercianților prin care aceștia spuneau că penetrarea plăților cu cardul în plăți în general a ajuns 40, 50, chiar 60% ajunsese în timpul anului. Evident că odată ce am ieșit din criza, să zic criza acută, din lockdown, da, a existat un recul, însă nu s-a dus, penetrarea nu s-a dus la 15-20%, a rămas în continuare mult mai sus decât era. Evident că provocarea pentru industria noastră este cum reușim să dăm încrederea necesară și să oferim produsele și soluțiile ușor de utilizat, astfel încât atât consumatorii cât și comercianții să înțeleagă că ceea ce a fost poate o măsură de supraviețuire pentru foarte mulți este și poate să devină și poate fi menținut în continuare ca o sursă de vânzări adiționale, poate sursa principală de vânzări pentru unii comercianți, iar pentru consumatori, iată un canal prin care ai acces la mult mai multe produse, la prețuri mai avantajoase și unde nu ai nesiguranță. Pentru că, am spus-o dintotdeauna, nivelul de fraudă este foarte mic la nivel internațional, sub 0,1%, la nivel european de câteva ori mai mic, la nivelul României de câteva ori mai mic decât nivelul Europei. Deci nu avem astfel de probleme și cu atât mai mult, probabil că o să vorbim, de la 1 ianuarie au intrat măsuri suplimentare de securitate. Discutăm și despre ele, pentru că și acolo părerile sunt împărțite. E bine că sunt lucruri safe și așa mai departe, dar uneori îngreunează procesul de achiziție. Asta este, trebuie să atingem echilibru între ușurința de a face acea tranzacție și securitatea necesară pe care trebuie să o ai. Discutăm despre asta, dar înainte de toate, apropo de plățile online, hai să o lămurim. Eu nu înțeleg de ce, sau care este motivul pentru care noi, ca nație, România, este reticentă în a folosi această metodă de plată. Care crezi că sunt cauzele? Mă uit la, deși nu știu dacă e cel mai bun exemplu, Polonia, pentru că acolo nu vorbim neapărat de plăți online, este un soi de internet banking, acel pay by link pe care ei îl folosesc tot timpul. Dar ne uităm la alte țări unde procentul plăților prin card este semnificativ, este majoritar. Ce se întâmplă la noi? Pentru că, așa cum ai spus, Cătălin, ele sunt safe, tranzacțiile. Nu se întâmplă fraudă și așa mai departe. Care e cauza pentru care oamenii sunt reticenți în a folosi cardul atunci când plătesc pentru o cumpărătură pe internet? Dacă ar fi să mă gândesc la un singur cuvânt, acel cuvânt ar fi neîncrederea. Ok, datorată de ce? Cauzată de ce, mai bine spus? Este, pe de o parte, neîncrederea, care este încă, aș zice eu, mare, nu la fel de mare cum era, în a plăti și a ști că banii s-au dus. Ce se întâmplă? Deci, pe de o parte, există încă o oarecare măsură de neîncredere în acest tip de cumpărătură și de plată electronică. Pe de altă parte, și cred că neîncrederea mai mare este în ceea ce se întâmplă după. Banii mei au fost luați, primesc produsul pe care l-am dorit, ajunge nedeteriorat, ajunge așa cum l-am văzut pe site, pentru că, nu știu, am vrut să cumpăr un covor care pe site arăta maro, când îl primesc e mov. Nu mai vreau să-mi dau banii dacă ce văd pe site nu este ce văd în cameră când primesc produsul. Iarăși fac plata și mi se spune într-un e-mail că de fapt produsul nu mai e pe stoc. Și așa mai departe. Deci neîncrederea asta în zona comercială contribuie foarte mult în neîncrederea în cumpărăturile online. De aceea, dacă stăm să ne gândim și ne uităm la penetrarea plăților online la comercianți din România, este mai mică decât penetrarea plăților online la comercianții din toată lumea, inclusiv România. Ce înseamnă asta? Că Oamenii fac mult mai multe plăți online când le fac la comercianții din afară decât la comercianții din România. Și asta spune totul. Pe de o parte, vorbeam cu colegi din Marea Britanie cărora le spuneam provocările noastre, plata online electronică, și oamenii nu înțelegeau. Cum adică plata cu numerar la livrare? Exact. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Nu, în Amazon plătești cu cardul. Punct. Da. Deci, pe de o parte, numai așa poți avea acces la anumite produse pe aceste site-uri, iar pe de altă parte, lumea a învățat. Dacă nu-ți vine produsul, genul acesta de comercianți internaționali cu ștaif, să-i zic, cu reputație, îți înlocuiesc imediat produsul, nu stau la discuții, îți trimit un voucher sau îți trimit banii înapoi. Deci lucrurile sunt foarte rapide și foarte ușoare. Deci nu stai să te chinui, telefoane, e-mail-uri și așa mai departe. De aceea, dacă vrei, putem să spunem că introducerea instant refund-ului, chiar în România, asta vreau să te întreb, că există un... a dus mult la creșterea încrederii. Nu? Exact. Chestiunea asta. Deci am introdus în această perioadă acest instant refund și continuăm să-l introducem la din ce în ce mai mulți comercianți online, care ne cer acum din ce în ce mai mult, astfel încât omul să înțeleagă: dacă am returnat imediat produsul, nu stau să aștept 2 săptămâni să-mi revină banii pe card. Banii pe card se pun imediat. Deci aceasta este o măsură și iarăși o veste îmbucurătoare: 4 din 10 consumatori care până la această perioadă nu au făcut tranzacții online și au făcut prima plată online în această perioadă de pandemie. Deci lucrurile se schimbă, dar în continuare trebuie să muncim cu toții la a disloca această măsură de neîncredere și la consumatori, educație, dar și vizibilitate în certitudine, și la comercianți, în modul în care își prezintă site-ul, produsele și seriozitatea în interacțiunea cu clientul. Mi s-a părut foarte interesant serviciul ăsta de instant refund pe care l-ați lansat și este, din câte știu, a fost o premieră în Europa. Da. România a fost prima țară din Europa care a făcut chestiunea asta undeva în 2019, vara lui 2019. Știu de asemenea că EMAG a fost primul comerciant care a implementat soluția respectivă. Întrebarea mea este: în ce măsură de la EMAG până acum, au trecut aproape 2 ani de zile, s-au mai arătat și au mai arătat interesul și alți comercianți, și dacă este folosit cu succes? Nu știu câți oameni știu că pot face chestia asta, mă refer acum la consumatorii obișnuiți. La modul: dom'le, am plătit cu cardul, nu-mi place produsul, returnez, nu e nicio problemă, legea oricum îl protejează să facă chestiunea asta și îmi vin banii instantaneu pe card. Este foarte adevărat, am introdus printre primii, în premieră mondială în Europa, instant refund la solicitarea EMAG, deci trebuie să vrei ca să introduci astfel de soluții, și de atunci încoace din ce în ce mai mulți comercianți, este foarte adevărat, dintre comercianții mari, care comercializează haine, dar și electronice, alții au venit și au solicitat această soluție. Deci în momentul de față suntem în certificări și în proiecte cu din ce în ce mai mulți comercianți, ceea ce este un lucru foarte bun. În general, comercianți mai mult decât comercianți mici. Deci, iarăși, important. Produsul prinde într-adevăr tracțiune, este utilizat, evident, și aici depinde iarăși de comerciantul respectiv să-l promoveze. Deci, trebuie să treci de la, să spun așa, avantajul de a trimite banii puțin mai lent, care, hai să o spunem, un comerciant știe, dacă îi mai ții vreo câteva zile, te mai folosești puțin de ei. Dar clientul se supără, clientul devine frustrat, clientul nu va mai cumpăra de la tine, pentru că, iarăși, cumpărăm, hai să spunem, haine foarte mult. În România, industria aceasta, magazinul online de haine, împreună cu magazine alimentare, și-a triplat în pandemie vânzările plătite cu cardul, ceea ce putem observa noi. Tot ce ține de aprovizionarea locuinței și amenajarea locuinței, de 10 ori Evident, a crescut. Moment deco, toată categoria. Exact, stai acasă, vrei să-ți schimbi ceva, să remodelezi apartamentul. Dar ce vreau să spun, cumperi haine, măsurile sunt diferite. Automat returnezi un produs. Pe această zonă, auzisem că return-ul se duce până într-un 20%. Chiar și mai mare uneori. Deci vrei să ai instant refund. Dacă nu ți se trimite, nu mai vrei să cumperi, pentru că îți dai seama că vei face acest lucru în mod regulat și atunci te orientezi către altcineva. Corect. Hai să povestim un pic, am zis că vorbim și de digitalizare și din păcate mă tot uit urât la indexul ăla ADESI, care ne poziționează ca țară pe locul 26 din 28 în ceea ce înseamnă Europa. Slavă Domnului că nu suntem chiar ultimii, dar am aici două întrebări sau mergem pe două direcții. Odată, de ce crezi? Mi se pare un paradox că România este atât de puțin digitalizată și are competențe digitale foarte joase, ca să spun așa, în condițiile în care România are cele mai rapide conexiuni la internet sau printre cele mai rapide, da? Adică avem internet de mare viteză, este accesibil oricui. Ca preț în alte țări, internetul nu e atât de ieftin ca în România. Deci asta pe de o parte. Și a doua chestiune, ce putem face în zona de educație și digitalizare atât a consumatorului obișnuit, cât și a acelor afaceri mici și mijlocii de a face pasul către online, de a ține pasul cu tehnologia. Practic ai întrebat și să-i dai răspunsul în aceeași frază. Educația, evident. De multe ori ne place să ne lăudăm cu anumite palier. Avem broadband-ul cel mai puternic din topul global, în top 5 și așa mai departe. Problema însă este că nu foarte mulți îl utilizează. Da? Avem olimpici în continuare extraordinar, dar ei reprezintă 0,00, iar dacă te uiți la educația de masă, suntem iarăși la glezna broaștei. Deci, cred că trebuie să avem mai multă educație în școli. Educație în școli. De la bun început, da. Educație. Cum putem să facem să ajungem ca Estonia? Țară mică, exact, super digitalizată. Da, pentru că totul trebuie să înceapă de la clasele foarte mici. Copiii noștri, știm foarte bine, acasă au tableta în brațe dinainte de a merge la grădiniță. Corect. Sau chiar la școală. În momentul în care ajung la școală, se puțin fracturează această dinamică. În perioada aceasta s-au făcut anumite eforturi. Deci am tot auzit știri la televizor, da, școala online, deși, iarăși, cu bâlbe, cu sughițuri, e un început. Dar cred că această reformă educațională și acest, hai să spun, misiune la nivel național de a digitaliza această economie și această societate trebuie să aibă o strategie, aș spune, completă, pe care să o începi, care să aibă niște cărămizi încă din perioada de educație. Trebuie să începi cu a-i obișnui pe copii să lucreze cu toate aceste device-uri, să înceapă să le folosească, să-și dea seama de beneficiile lor, chiar să intri, evident, chiar din școala generală, cu niște noțiuni de coding. Deja nu mai ești un, cum să zic, alfabetizat, să spun, ca adult, dacă, și vorbesc în sfârșit, noi poate că am pierdut trenul acela, dar deja următorii adulți, poate fără anumite cunoștințe de coding sau de înțeles, nu vor mai putea să funcționeze. Da? Și știm foarte bine, am spus alfabetizare, știm iarăși, dacă ne uităm la indicatorii pe Europa, ce înseamnă alfabetismul funcțional în România. Da. Oamenii citesc, dar nu înțeleg, iarăși într-o proporție mare. Deci trebuie început de la vârstele cele mai fragede, iar apoi continuat școli, licee, facultăți, nu numai facultatea de cibernetică, pentru că asta noțiunile de bază este ca o limbă engleză. Da? Deci trebuie să devină limba engleză. De ce avem atât de mare succes la a atrage multinaționale în România? Pentru că știm engleză. Da? La un moment dat aveam riscul să ni se ia, pentru că o mare parte din cunoștințele noastre de engleză vin nu numai din școală, unde într-adevăr, ci inclusiv din faptul că nu dublăm filmele și, da, și deci practic această alfabetizare digitală trebuie să înceapă de foarte timpuriu și continuat odată în sfera guvernamentală, în sfera societății, aș zice. Bun. Deci apropo de educarea, să zicem, consumatorului sau oamenilor obișnuiți, obișnuiți. Este clar că trebuie să se întâmple ceva, o reformă în învățământ. Să sperăm din tot sufletul că nu se face iar o reformă de dragul de a se face și că poate care durează oameni... 3 luni și după aia e reformată. Exact, și reforma, e reformată și, da, reforma și așa mai departe. Și tind să cred, sau ar trebui cel puțin ca cei care ne conduc, indiferent de culoarea politică, să-și caute specialiștii din digital care să facă asta și nu să apeleze la oameni care n-au făcut asta. Că am mai văzut reforme făcute de specialiști care n-au nicio legătură. Hai să discutăm un pic despre pasul pe care pot să-l facă afacerile mici, IMM-urile și mijlocii către zona asta de digitalizare și despre un proiect pe care voi l-ați lansat relativ de curând, se numește Marile Afaceri Mici. Da? În zona aceasta, care este o zonă foarte importantă, nu numai pentru România, în toată Europa, afacerile mici și mijlocii angajează peste 2/3 din forța de muncă și dau peste 50% din PIB-ul unei țări, în general. Deci sunt extraordinar de importante pentru economia și societatea noastră. Ceea ce a pornit în această perioadă ca o măsură de supraviețuire, și anume accesul la digitalizare sau transformarea digitală, accesul la online și vânzarea online, trebuie să se transforme într-un canal de facto, să zic așa, BAU, business as usual, da? În această zonă, practic, am lansat această platformă pe care oricine o poate accesa, visa.ro, Marile Afaceri Mici, în care oferim, pe această platformă oferim informații despre cum poți să-ți creezi un website, cum ar trebui să-ți promovezi serviciile, cum să ți le pui pe un website și apoi să le promovezi, pentru că nu-i de ajuns să o creezi, trebuie să și afle lumea că există. Exact. Da? Pe de o parte, avem un parteneriat inclusiv cu Google, care a pus un ghid, iarăși, de promovare digitală a produselor și a site-urilor. Și, foarte important, oferte foarte, foarte avantajoase de la un număr de parteneri, am spune noi, critici pentru businessul mic. Fan Curier, Vodafone, Ebriza, Smart Bill, deci Transped, certificate digitale pentru semnătura digitală, curierat, practic tot ce este nevoie, deci tot ce este nevoie pentru a-ți putea desfășura activitatea și a-ți construi un business online. Platforma este funcțională, aceste oferte sunt acolo, dorim cât mai mulți, ne dorim ca o proporție cât mai mare din aceste afaceri și din proprietarii acestor afaceri să intre și să treacă în lumea nouă aceasta. În plus, ceea ce am făcut anul trecut este că am lansat în sfârșit aceste metode, soluții ieftine de acceptarea plății cu cardul. Știm foarte bine că până acum primeai un POS, cutia aia costa 300 de euro, 200-300 de euro banca, trebuia să își amortizeze cumva costurile, percepând inclusiv anumite taxe și comisioane. În momentul de față am lansat împreună cu 5 organizații din România, bănci în mare parte, Tap to Phone, care îți dă posibilitatea să accepti plata cu cardul prin intermediul unui telefon cu sistem Android și cu NFC. Deci, practic, poți plăti contactless. Da, comerciantul are această soluție. E cumva întrebarea următoare în sensul de... S-a vorbit foarte mult de digitalizarea micilor comercianți și de fiscalizarea lor. Că dacă stăm să ne gândim la cei care vând roșii, cireșe și așa mai departe pe marginea drumului, ar putea să aibă un astfel de device. Știi? Vine cineva, plătește cu cardul în drum spre munte și așa mai departe. Da. Care este rata de succes a proiectului în momentul de față? E recent lansat. Da, este foarte recent lansat. Anul acesta, practic, am lansat. Exact. Există deja contracte făcute cu toate aceste organizații de care vorbeam. Cred că vorbim încă de sute, dar ritmul crește foarte rapid. Este foarte important să afle lumea că avem această soluție. Iarăși, în primele 15 țări din lume unde s-a lansat. Deci avem această soluție, este iarăși safe, rapid de implementat și ieftin. Deci rapid și ieftin oricine ar trebui să-și dorească să percuteze și să accepte astfel plata cu cardul. Foarte important însă așteptăm și un semnal, aș zice, esențial în această zonă și anume aplicarea legii cashback. pe care am tot menționat, este o lege care prevede că orice comerciant cu vânzări de minim 50.000 de euro anual să accepte și plata cu cardul. În momentul acesta, costul, zicem noi, nu mai este o problemă. Deci legea poate fi, să zic așa, acceptată și urmată. Deci asta ar duce la o, aș spune, o generalizare a acceptării plății cu cardul, care ar însemna că inclusiv zona rurală, unde oamenii au început să aibă carduri, oamenii din sate, din multe sate lucrează la anumite fabrici sau firme din urbanul mic și își primesc cardurile, salariile pe carduri, da. Dar nu au în zona lor de proximitate posibilitatea să și le folosească. Dacă legea ar intra în... este în vigoare, dacă mai mulți oameni ar intra în legalitate, dacă vreți să-i spun așa, ar avea și ar crește vânzările, pentru că acești oameni ar veni să-și folosească cardurile să plătească și am putea să intrăm, să digitalizăm, să începem să digitalizăm și zona rurală în sfârșit și să trecem și la incluziunea socială, care iarăși în zona aceasta digitală. Ar contribui foarte mult și la conveniența consumatorului, de care povesteam, dar și la creșterea întregului sector de tranzacționare online, comerț online și așa mai departe. Și, cum spuneai, fiscalizare, transparentizare. Fiscalizare, transparentizare, da, da, și așa mai departe. Ne apropiem de final. Am păstrat pentru final întrebarea despre care am zis că vom povesti la începutul discuției noastre. Ce s-a întâmplat de la 1 ianuarie vis-a-vis de securitate plăților online și, într-adevăr, cum putem să avem acest mix între ușurința plasării unei comenzi și a plăților online prin card pe un site al unui comerciant și securitatea datelor noastre. Cel puțin mărețul PSD2, și aici iarăși nu e vorba de partid sau orice altceva, chiar asta este abrevierea, știu că anumitor comercianți le dă bătaie de cap, pentru că este un pas în plus în autentificare și spun, ok, asta mi-afectează rata de conversie și așa mai departe. Este un pas în plus care trebuie făcut. Deci, ca și cu orice soluție nouă, prinderea tracțiunii este mai greoaie, dar odată ce soluția este înțeleasă și implementată, evident că există și anumite costuri și costurile nu vorbesc doar cât mă costă să integrez soluția, ci probabil o anumită rată de abandon pe care nu ți-o dărăși la început, dar care se va atenua și vânzările vor crește. De ce? Pentru că, așa cum o spuneam la început, comerțul online a explodat. Ca urmare, volumele sunt foarte mari și Comisia Europeană a considerat încă de ani buni în trecut că este nevoie de aceste reglementări de autentificare strictă a clienților. Acest SCA, da? Care este inclus în PSD2. Practic, ce înseamnă aceasta? Că se crește prin aceste metode securitatea tranzacțiilor, astfel încât să garantăm că cel care face tranzacția este posesorul legitim al cardului. Și acest lucru, prin aceste reglementări, poate fi făcut prin verificarea a 2 din 3 factori. Corect. Pe de o parte, ce am, pot să am un dispozitiv, un telefon mobil, ce știu, o parolă, de exemplu, sau ce sunt. Amprente, față, recunoașterea facială și așa mai departe. Deci, 2 din acești 3 factori trebuie cumva verificați astfel încât să ne asigurăm că tranzacția este legitimă. Acest lucru avantajează și, într-adevăr, avantajează și consumatorul, pentru că știe că cardul nu este folosit, tranzacția este corectă, safe, da, safe. Avantajează și băncile, pentru care toată cardul și, evident, ăsta este business-ul lor, și avantajează, aș spune eu, și comerciantul, pentru că toți clienții vor ști că pot să facă tranzacțiile în deplină siguranță. Ce se întâmplă, efectiv? Până la 1 ianuarie, ca să facem o plată online, primeam un SMS cu o parolă unică pe care o introduceam și astfel făceam această plată. De la 1 ianuarie încoace trebuie să verificăm acești 2 din 3 factori. Deci, pe de o parte, există posibilitatea pentru cei care au mobile banking și încurajez ca din ce în ce mai mulți oameni să acceseze serviciile de mobile banking ale băncilor. De ce? Pentru că experiența este mult mai rapidă, mai ușoară și mai sigură. În momentul în care faci tranzacția, primești o notificare de la bancă pentru că trebuie să te autentifici. În momentul acela, practic, deschizi serviciul de mobile, se deschide serviciul de mobile banking și, practic, fie prin biometrie, verifici tranzacția. Așa, doi factori sunt telefonul pe care îl dețin, cu care fac tot acest proces, și recunoașterea facială, Face ID sau cu amprentă. Astfel verific și tranzacția trece. Dacă nu am mobile banking, trebuie să stabilesc o parolă, să aștept un cod unic de la bancă și cod unic plus parolă verifică tranzacția. Plus cod unic, da. E greoaie această această alternativă, parola se uită, iarăși nu mai vrei parole, care este numele cățelului meu, pentru că oricine ți-l află de pe Facebook și așa mai departe. Deci încurajăm foarte mult trecerea către mobile banking, către portofelele electronice, pentru a face aceste tranzacții online din ce în ce mai multe pentru noi și critice pentru stilul nostru de viață, ușor și simplu. Ok. Îți mulțumesc tare mult, Cătălin. Din păcate, timpul este foarte scurt de fiecare dată. Am fi putut să vorbim mult mai mult despre tot ce înseamnă digitalizare, plăți online. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Sunt Andrei Radu. Până data viitoare, stay digital!